Găsesc că ați dat drumul la programul Prima Vacanță? Lucrăm acum la el. A fost o dezbatere în cadrul Departamentului pentru Tineret a Consiliului Național, unde împreună cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, Consiliul Național al Elevilor, organizațiile de tineret, ne-am îndreptat atenția către cei care nu au putut până acum să meargă într-o vacanță și de aceea gândim programul Prima Vacanță. Eu vreau să vă spun că noi astfel de acțiuni politice ca organizație de femei a Partidului Social Democrat le-am avut de-a lungul timpului. Sunt foarte mulți copii care nu au avut posibilitatea de a putea merge într-o vacanță. Fie că vorbim de mare, fie că vorbim de munte, depinde de regiuni. Și atunci, dacă tot venim și gândim un pachet integrat de servicii sociale pentru copii, ne-am gândit să le dăm și această șansă de a putea avea prima vacanță. Mă refer la copiii care provin din familiile defavorizate. Deci trebuie să fie niște chestiuni. Sigur că sunt niște criterii. Când,